pentru această partidă, deși el a marcat în ultimele două etape cu Botoșani și cu CSM Seaș. Posibilitate de contraatac pentru cei de la Rapid. Buș, iată-l pe Buș, ocazie imensă, prima șansă de gol a acestei partide aparține lui Buș. A calibrat bine șutul. Foarte bine deschis jocul pentru Buș, însă acum iată titular și împotriva lui Dinamo. Este nepotul lui Dănuț Lupu, fostul mare jucător al lui Rapid și al lui Dinamo. Și acum un fault al lui Nedelcearu și să vedem culoarea cartonașului roșu. Minutul 6 al partidei și se rupe echilibrul acestui derby. Decizie corectă a lui Alexandru Tudor, o greșeală. Iată ce face Nedelcearu, o pasă neglijentă, Buș interceptează, iar apoi Nedelcearu îl agață pe Buș, care scăpa spre poarta lui Marc. O decizie care îi bulversează pur și simplu pe Dinamoviș, care iată vor juca aproape tot meciul în inferioritate numerică. Nedelcearu, la al doilea său meci ca titular la Dinamo, își lasă echipa în 10. Doi eliminați. O greșeală a lui Marc, poarta este goală și ocazie imensă a lui Călin, eroul din meciul cu Cluj de acum câteva etape. Dinamo de asta dată, Marc, o degajare imprecisă și de la mare distanță. Florin Călin, cel care marca în ultimele patru etape de campionat. Minge pentru Cojocnean, nu interceptează însă. Cojocnean, ce ocazie imensă! Foarte bună deschiderea în dreapta pentru Cojocnean, deși acesta a ratat preluarea, s-a redresat, a centrat foarte bine în spate, venit lansat Coma, cu care Rapidul a promovat în Liga 1. Viorel Moldovan, gol! Dinamo! Minutul 38, Dinamo deschide scorul în 10 oameni, Cordoș după fază fixă se descurcă, iată Cordoș vine. Excelent momentul eliminării lui Nedelcearu. Iată-l acum pe Lazar, trece ca prin brânză și ocazie incredibilă a lui Bilinski. Marchez din poziții atât de simple, iată-l pe Lazar, ce incursiune a avut, a trecut ca prin brânză prin defensiva celor de la Rapid, însă Bilinski își bate joc de această fază minunată, tehnică pură a lui Lazar. Uluitoare ocazia lui Bilinski și este ultima fază importantă a primei reprize. O repriză în care Ionel Ganea pasă peste defensiva lui Dinamo și iată-l pe Coman, care are o ezitare, intră în careu, iar Fai cu o deposedare la disperare reușește să-l blocheze pe jucătorul Rapidului, care se pregătea să șuteze. Iată-l și pe Buș, singurel în stânga. Superiori și la aportul cornerelor dinamoviștii, 5-3, Cordo, șansă de 2-0, 38, corner Rotariu și Cordoș, Air Cordoș se înalță acolo. Un fault asupra lui Mădălin Martin, noi revedem acțiunea de atac a dinamoviștilor cu lansarea lui Lazar pentru Cosmin Matei și acesta întoarce pentru Alexe, poate prea sigur pe el Marius Alexe, că va marca. Iată, trage. Aici vor fi invitați în studioul Fotbal Look. Gavril nu este offside la această fază. Alexe are șansa lui 2-0. Alexe, gol! Dinamo! Rapid de a întoarce soarta acestei partide. Sunt din acest moment infime. Un contraatac letal, foarte bună pasa lui Gavrilă, iată cât de inspirat a fost Stoic. Foarte bună preluarea lui Grecu, este penalti, fază explozivă creată de Grecu, care a fost turbo la această fază. Închide meciul la 3-0 la scor de neprezentare. Mera este cel care îl blochează neregulamentar, îl busculează în propriul careu pe Constantin Grecu. Iar Ștefan Berboianu, cel care a purtat banderola de capitan
timp de două etape, cât Vali Lazar a fost suspendat. Bărboianu are șansa de a marca și el într-un derby de o asemenea importanță. Are șansa de a închide meciul la 3-0 pentru Dinamo. Bărboianu față în față cu Drăghia. Drăghia a apărat un penalti la meciul cu Botoșan din cupă. Bărboianu, gol Dinamo!